Autospecială a serviciului județean de ambulanță a fost lovită de un autoturism condus de un bărbat care consumase alcool în urma impactului, ambulanța fiind proiectată într-o stație de tramvai din apropiere. Autospeciala a transportat o femeie la spital, însă nimeni nu a fost rănit în urma accidentului. Potrivit IPG Galați, accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 1, pe un bulevard din municipiu. Polițiștii din cadrul biroului rutier Galați au stabilit că un bărbat de 52 de ani din municipiu Galați, aflat la volanul unui autoturism, a lovit la intersecția cu bulevardul Siderurgiștilor, o auto specială de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați, aflat în misiune cu semnalele acustice și luminoase, aflate în funcțiune, care era condusă de un bărbat de 40 9 de ani din municipiu Galați. În urma impactului autospecial la care transporta la spital o, o pacientă, a fost proiectată în refugiul stației de tramvai. Din apropiere, ambele autovehicule au fost avariate, însă nu a fost rănită nicio persoană. La testarea alcool scop a rezultat valoarea de 0,78 mg pe alcool pur în aerul expirat a conducătorului auto de 52 de ani, iar în cazul celui la conducător auto, rezultatul a fost zero. Șoferul care consumase alcool a fost dus la spital, unde au fost recoltate monstre biologice de sânge pentru stabilirea alcolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau unor substanțe. Relatează ziare.com